Perioada sărbătorilor de iarnă aduce cu sine o serie de tradiții și obiceiuri specifice, iar împodobirea bradului de Crăciun este una dintre cele mai îndrăgite practici. Cu toate acestea, există o discuție în jurul datei potrivite pentru a aduce bradul în casă și a-l împodobi, iar unele superstiții populare spun că această alegere poate influența norocul din anul ce urmează. Tradiția românească susține că bradul de Crăciun ar trebui adus în casă și împodobit exclusiv în ajunul Crăciunului. Această practică este menită să marcheze momentul în care începe sărbătoarea Crăciunului și să aducă atmosferă magică în casele oamenilor. Cu toate acestea, în Marea Britanie lucrurile stau cu totul diferit. O tradiție a lor spune că bradul ar trebui împodobit în prima zi a postului Crăciunului, marcând astfel începutul perioadei pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Conform unor superstiții populare, data aleasă pentru a împodobi bradul poate influența norocul pe tot parcursul anului care urmează. Astfel, se spune că cei care aleg să împodobească bradul prea devreme, înainte de ajunul Crăciunului, ar putea atrage ghinion și nesiguranțe în viața lor în cursul anului viitor. Respectarea tradițiilor și a momentului potrivit pentru împodobirea bradului este văzută ca o modalitate de a atrage prosperitate, bucurie și armonie în locuință. Odată cu împodobirea bradului, există și alte elemente decorative specifice sărbătorilor de iarnă. Coronițele de Crăciun, agățate la ușe, simbolizează sănătatea și norocul, având forma rotundă ce reprezintă veșnicia dragostei. În unele popoare, vâscul este considerat o plantă tămăduitoare, simbolizând armonia și pacea și fiind adesea folosit în ornamentarea casei în preajma Crăciunului și Anului Nou. Împodobirea bradului de Crăciun și altor elemente decorative este nu doar o tradiție, ci și un mod de a aduce spiritul sărbătorilor în fiecare casă. Fiecare țară și cultură își are propriile obiceiuri, dar respectarea acestora este privită adesea ca o cale de a aduce bucurie și prosperitate în noul an. Indiferent de momentul ales pentru împodobirea bradului, esențial este să se trăiască aceste tradiții cu bucurie și sărbătoare, relatează click.ro.